dragi colegi și prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Am încărcat mașina, astăzi este joi, mâine dimineața, adică vineri, o să mergem la The Big Event Pescuit pe Olt, ediția a doua. Suntem invitați acolo de prietenul nostru Sile, ne vedem mâine pe Olt. O să fie un eveniment foarte, foarte, foarte frumos. O să pescuim, o să stăm de povești cu pescari frumoși și buni ai Oltului. O să facem grătare, proțap, o să ne petrecem. O să fie un weekend de neuitat. Pescuit pe Olt, The Big Event, ediția a doua. Ne vedem acolo, v-am pupat! Salutare dragi colegi și prieteni, bine ați venit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Sunt alături de Iulian Rădurescu, a.k.a. Sile, cum îi zic prietenii, administratorul grupului de Facebook Pescuit pe Olt. Salutare. Suntem la începutul evenimentului Pescuit pe Olt Premium. Da, o selecție de oameni, de pescari care postează mereu și care sunt așa mai de încredere. Am făcut o selecție așa și din ei care vor să vină la un gen event așa, ăsta a fost mai mic. Evenimentul se ține de două ori pe an, o dată primăvara și o dată toamnă. De deschidere și de închidere. Bun, suntem la începutul zilei, o să urmeze trei zile foarte, foarte frumoase cu pescuit, cu grătar, cu proțap. O să vedeți tot un filmulețul ce va apărea cât de curând pe canalul nostru de YouTube și prin postările făcute pe grupul Pescuit pe Olt. Ce să spunem? Primul eveniment de s-a făcut a fost extraordinar. Din păcate eu nu am putut ajunge, s-a întâmplat ceva la momentul respectiv, nu am putut ajunge, dar am zis pe acesta nu o să-l ratez. Și de acum încolo, ce organizare frumoasă este, cu siguranță va ieși totul foarte bine și de acum încolo nu voi lipsi la niciun eveniment. Te rog frumos să-mi spui de unde ți-a venit ideea asta cu Pescuit pe Olt Premium, cu evenimentul ăsta. O selecție băieții care postează mereu. Deci gen, postează mereu la fiecare partidă. M-am uitat pe profilul lui, a postat de 20-30 de ori. Am zis să fac un grup mai restrâns pentru ca să existe pe el postări, să nu mai fie cărcotaș, nu să mai folosească cuvinte urâte, să nu ne mai ferim unul de altul. Să spunem am prins colo, pentru că dacă pui pe grupul mare câte ceva, vede toată lumea sau începe la foame acolo. Și am zis între noi acolo nu ne jignim, nu ne nimic, vorbim frumos. Și sunt băieți care cred eu că sunt de caracter, adică pe mulți ne-am întâlnit, dar ne-am văzut după profile, după alea. E ok, adică e mai ok. Vreau să vă spun că Sile, cum îl știe toată lumea, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni pescari ai Oltului. Și fără să glumesc lucrurile astea, și nu neapărat prin capturi și prin, doamne, vezi, doamne, prinde Sile tone de pește. Și prin fiecare locație pe care o cunoaște. Are atâta informație încât cam de fiecare dată când merg eu cel puțin la pescuit pe Olt, primul om pe care îl sun este Sile și mă duce unde trebuie. Ultima partidă la care am fost la pescuit la Olt, la indicațiile lui, deci am urmărit pas cu pas tot ce mi-a spus locul unde am ajuns, cum ați văzut dumneavoastră pe canal, partida de la Rusănești. Ți-mi minte că am stat cu tine în telefon până am ajuns la locul de pescuit. De la unde să te așezi, cu ce coșurile să dai, la ce distanță să dai, la tot, la ce mănâncă și... Exact asta am făcut și am luat în câteva ore 6-7 kg de pești. Ceea ce pentru mine a fost satisfăcător pentru că era începutul de sezon la momentul respectiv. Și loc nou și care dacă n-ai pescuit pe el, poate nu știi joacă, știi? Adică poate ți-a ceva timp până când îți dai seama ce dai, un exact la fiști. Așa că nu ezita să intrați pe grupul de Facebook Pescuit pe Olt, postați din ce în ce mai mult, mergeți să pescuiți pe Olt și veți avea parte de asemenea experiențe pe care le vom trăi și noi. Aveți nevoie de ceva sfaturi, de îndrumări, puteți să-l contactați direct pe Sile sau
lăsați în comentarii întrebări pentru Sile, eu o să îi le adresez și vom răspunde de fiecare dată. Bun, haideți să mergem mai departe, ne vedem zilele astea, o să filmez tot ce se poate, distracție, tot ce se poate și ne vedem pe canal. V-am pupat! Salutare, sănătate, fir întins! Salutare, colegi și prieteni, am ajuns la Olt, la The Big Event. Am început să despachetez, am deja două lansete băgate la apă acolo în zona aia. Bună dimineața, dragi colegi și prieteni. Suntem în a doua zi de eveniment. După cum vedeți,
Este o ceață foarte, foarte, foarte densă. Astăzi, practic, este ziua în care vom pescui efectiv. O să pescuiesc la un feeder toată ziua. O să folosesc nada noastră preferată de la Fulger, nada brown, combinată cu pelete de 2 mm de la Fulger. Pescuim pe naturale astăzi, o să fac o cigașă de caraș. Germenișori, râme, porumb de conservă, bonduel. Din păcate nu pot să vă arăt prea mult, pentru că ia uitați ce ceață s-a lăsat pe olt. Este ora 8 dimineața, nu vă gândiți că este 5-6. Ora 8 și s-a lăsat o ceață foarte, foarte densă. Bine, nu ne încurc. Noi mergem să bem o cafea. Mâncăm un mic dejun la o câmpenească. O roșioară, o brânzică. După care ne apucăm să facem nada și ne punem pe treabă. Ion aici s-a trezit pe baricade. E pregătit de treabă. Băieții s-au trezit. Cu ce? Lansare. A intrat un bibonel la viermișor cu porumb, un bibonel micuț, un bibonel de eliberat. S-a dus. Primul pește al zilei. După cum v-am spus, folosim nada brown de la Fulger, amestecat-o cu niște viermișori, porumb de conservă, de bătaie. O dimineață foarte frumoasă de pescuit, răcoare, exact cum trebuie. Mi era dor să pescuiesc pe vremea asta. S-a prins aici pe baltă, s-a prins și cărășei și un cât un ciortănel. Micuț într-adevăr, dar se mai prinde. După cum v-am spus, e a doua zi de eveniment. Aseară am avut eu două lansete băgate pe boilies, dar nu am stat de pescuit. Mi-am nădit locul cât de cât aseară cu racheta. Am făcut un pic de gălăgie ca să am astăzi locul pregătit. Dar efectiv n-am stat de pescuit. Aseară am făcut un gulaș, un grătar. Am stat cu băieții la povești. Am băut o bere la dozator. Foarte frumos. Astăzi o să pregătim un proțap de oaie, o să fie foarte frumos. O să vedeți imagini, o să vă pun din ce în ce mai multe imagini cu toată activitatea de la eveniment. O să fie foarte frumos. Cam așa arată nada cu care noi pescuim. Nada brown de la Fulger. Ia uitați cât de bine se colează. Am mai adăugat eu un mix de particule cerealiere ca să fac un fel de combinație de făină de pește cu cerealier. Câteva boabe de conservă, o cutiuță de viermișori. Și cam așa am pescuit eu de fiecare dată la olt și am avut rezultate. Acum să vedem. Băieții spun că aici ziua este activitatea mai slabă la pescuit. Dar vom vedea. Bun. Haideți că iarbă nu avem foarte multă
pe substrat. Este ceva iarbă, dar nu exagerat de mult. Bun. Foarte slab. Activitate slabă de tot. Pescuiesc de la ora 10. Este ora 1:25. Absolut nimic. Câteva trăsături foarte anemice, dar nu vrea la nimic. Pescuiesc cu o ucigașă de caraș și cu pe una dintre lansete și pe cealaltă lansetă am un metod cu peletele 6 mm de la Fulger, dar nu, absolut nicio trăsătură pe niciuna dintre variante. Se pare că informațiile primite de la băieți că ar mânca noaptea, cred că sunt destul de adevărate. O să încercăm și diseară.
Da, e spart paharul. Alexei, ia unul și răsucește. Ia paharul ăla de sticlă, spală-l. Îl pupați? Da, îl pupați ceva. Am mâncat, am băut. Chiar e. M-aș uita să lovească, știi? A, nu, nu, nu. Ca și viteză, chiar e. Dar oricum ai cum să dai mai tare. Da, hai, trebuie. Dar trebuie să dai. Nu, 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 nu. Doamne ajută sănătate la toată lumea. N-am cum. Da. Este ora 10:25. S-a lăsat noaptea. Am mâncat și noi. O bucată de carne de oaie la proțap, frumos. Ne petrecem și pescuim. Cam asta este sensul eventului Pescui pe Old Premium. Să ne întâlnim, să socializăm, să creăm prietenii, legături. S-a prins și pește, ciortan, lin, caras, bibani, ștucă. Dar mai important decât toate este că am reușit să ne strângem și asta mulțumită lui Iulian Rădulescu, lui Sile, cum îl știu pescarii și prietenii, administratorul grupului de Facebook Pescui pe Olt.
ce să mai. Suntem în a doua seară de eveniment. Este, din punctul meu de vedere, unul din cele mai frumoase evenimente la care am participat vreodată, ce ține de pescuit. O organizare frumoasă, oameni de nota 2000, toată lumea săritoare, fiecare a dus și a putut. S-au implicat foarte mult băieți de aici, de aproape de Slătioara, din Balș. Iulian, Țile, cum îi spunem noi, s-au ocupat de tot ce ține cumpărături, liste, pregătirea evenimentului, tot. Nota 10 până acum pentru acest eveniment. Sunt foarte încântat și mulțumesc din suflet pentru această experiență de neuitat.